Imediat după terminarea emisiunii, Bianca a fost invitată să se familiarizeze cu casa băieților. Ce s-a întâmplat azi în emisia live? Păi, a intrat Bianca. Asta e fata cărucirea mea, la început, să intre o fată în casă. Exact cum este ea. Să fie cu noroc și pentru ea. Poftiți la noi. Mulțumesc, mulțumesc. Ne bucurăm că ai intrat în casă. Sper să te simți bine cu noi aici în casă. Un pahar de apă, ceva? Nu, mulțumesc. O cafea? O cafea ar fi binevenită. Încă de la început, Ștefan nu putea rata ocazia de a fi o gazdă fără de cusur. Tu chiar nu ai emoții deloc? Oarecum. Uite, să face Ștefanul cafea. Da, eu stau ca să fac cafea, că sunt băiatul cu cafea astăzi. Servan, Ștefan o să servească frumos cafea. Mulțumesc. Mai dulce, mai... sau oricum, ești de zea, e destul de dulce și nu-ți mai pun zahăr, nu? Sau pune cafea peste zahăr? E gravă situație. Care este topul Biancăi? Mihai, Ștefanuț și Radu. Ștefanuț fiind eu de locul 2, dar nu contează. Pe mine m-a înscris la emisiune cu nata mea. Eu am primit doar telefonul în care mi s-a zis că am fost selecționată. Și pentru ce te-a înscris anume? Cred că nu îi plăcea stilul de viață ce-l conduceam. Adică conduceam un stil de viață foarte monoton. Nu pari genul care avea un stil de viață monoton. Nu par, dar așa e. Ce zici, David? Pe Bianca. Ce zic, așteaptă și tu. Ai problemă. Adică ea a văzut lucrul ăsta de ceva timp încoace, cel puțin de când s-a sfârșit ultima mea relație. A fost foarte tragică și cred că atunci am zis gata, m-am lecuit cu toate. Și cred că de asta, mai mult asta a fost intenția ei. Stăpânind arta conversației, Ștefan a intervenit în dialog exact la momentul potrivit. Ai o problemă cu băieții mai mici de vârstă sau n-ai o problemă? De ce, ești mai mic? Nu, întreb și eu. Nu, n-am o problemă atâta timp cât am cu cine vorbi. Însă subiectele de conversație sunt ultima problemă a lui Ștefan atunci când motivația devine interes manifestat. Și ai zis că stai în București? Nu. Tu de cât timp ai zis că ești în casă? Legan, stai să iau puțin. De la început, de pe 5 septembrie. De la începutul emisiunii. Cum super. Aici. Și cafeaua dumneavoastră, domnișoară. O, îți mulțumesc. Plăcere. Dacă vrei, îți mai pui tu, vezi că ți-am pus. Păi ești tu deja de dulce, cafeaua dulce, ce se întâmplă acolo? Acestea fiind spuse, Ștefan a trecut la abordarea directă, profitând de absența temporară a oponentului Mihai. Eu. Ce faci? Bine, tu ce faci? Vreau să mănânci ceva? Nu, mulțumesc. Măcar gustă ca să zici dacă e bună ce cafea care ți-am... Am gustat, e foarte bună. Deci mă pricep. Noi ne bucurăm că ai intrat aici în casă. Cel puțin eu, adică vorbesc în numele lor. Eu zic de mine acum, mă bucur. Doar că am văzut că aveai o părere foarte urâtă despre mine, de asta zic. Chiar așa o spui de afară? Nu neapărat. N-ai zis că am multe păcate. Prea... Nici sfânt nu ești să zic așa. Ai fost înșelată? Da. A, urât. Și mințită, nu doar înșelată. Da, cel mai urât. Bine, era și mult mai mic ca mine și cred că și asta a incis și... foarte mult. Era cu mult mai mic ca tine? Oarecum, 8 ani. Dacă simți că e pentru tine, nu contează vârsta, adică bă, stai că e vârsta mic este și... doar un număr. Da. Tu am înțeles că ai o limită de vârstă pentru fetele care vrei să le cunoști. Acum nu mai are. S-a dus limita. Aveam o limită, până când ai avut limita asta. Așa, gata, punct. Da, hai să nu mai vorbim despre limite, că nu mai sunt limite. Când chiar îți place, n-ai cum să spui vârstă, pentru că vârsta n-ar fi chiar așa un impediment. Pentru 2 ani, nu se cunosc acolo. Din ce ai văzut până acum, la prima vedere, nu te întreb să zici un nume, crezi că ar fi cineva pe placul tău? Da. Deci ar fi un băiat? Ar fi. Știi că nu e bine să spui nume ca să mai trăiască și alții cu speranță. Da. Ai emoții, Ștefan? Cum am emoții? De ce pui presiune pe el? Da. Stai amuniști că nu pui tu presiune pe el. Zodia, ați întrebat-o? Fecioară. Ia uzi. Și tot o fecioară? Data? 23 august. Du-te! 23 august și eu. Nu cred așa ceva. A fost. Deci cum e? Ștefane, îmi pare rău. În ce dată ești? Și mai am un frate săgetător. Bă, și acum e, mă? Da. 30 aprilie. Și fratele meu tot? Ai cum termin. Ce faci dacă ea va face un cuplu cu Mihai? Nu mi s-a părut nimic schimbat când vorbea cu mine sau cu Mihai. Și dacă ea va face un cuplu, o să încerc și eu să mă orientez prin alte părți. Dar ca să-și crească șansele considerabil, Ștefan apelează la asul de inimă roșie din mâneca seducției. Îți plac trandafirii? Cred că sunt preferații mei. A zis că îi plac. Preferații chiar. Ăsta e mai frumos.
trebuie să dau când pleci, dar hai, ți-l dau de acum, puteți da și pe aia după. Uite, asta e pentru tine. Mulțumesc! Ce drăguț! Ce bărbat galant! Ai văzut? Tu ai fost cel care a zis aseară că odată ce ai deschis ușa, s-a deschis și inima lui Ștefan sau ceva de genul. Da, da. Da, păi... Doamne, atât am de spus. Ștefan și Mihai sunt și ei alături de noi în living, dar încep cu Ștefan. Măi Ștefane. Da. Ce da? Măi Ștefane. Da. Cum era cu... Ce? Niciodată o fată mai mare? Ei, n-am zis-o că niciodată. Am zis că dacă o să-mi placă... N-ai spus vârsta. Asta. Nu, am zis, dar dacă o să-mi placă... Cred că ai zis în gând sau ceva. Da, nu știu. Că am zis, dar... E bine? Da, e de bine. E de bine, foarte bine? Foarte bine, chiar. Da, nu e o problemă vreo. Nu e. E o diferență foarte mare, dacă ar... 2 ani mi se pare foarte... No, nu e. Mihai, o mulțime de coincidențe cu Bianca. Da, da, da. Sunt doar coincidențe, simple coincidențe. Ei, absolut. Asta am și spus. Coincidență înseamnă coincidență. Nu fac altă interpretare. Da. Bună, băieți! Puteți să mă salutați, adică eu v-am salutat. Adică când îți spune cineva bună, în mod normal răspuns cu bună. I-au fugit. Au fugit, da. Cum ți se pare Bianca? O femeie inteligentă și frumoasă, cel puțin la prima impresie. M-am dat seama că este și foarte puternică, așa, din câteva vorbe pe care le-am schimbat împreună. Ție, Ștefan? A, o femeie foarte frumoasă și foarte inteligentă și o femeie care o așteptă noi aici în casă. Noi cine? Noi, noi voi noi toți băieți. Sau cum? Voi toți băieții? Că... Da, noi băieți. Toți? Vezi că nu s-ar toți. Putea să... Ăștia mai singuri. Mai singuri, așa, da. Atât de singuri. Păi... Da, da. E foarte important să aflăm și părerea băieților și nu doar a celor pe care i-am rugat să vină astăzi aici, și a celor care ascultau la uși mai devreme. Intrarea în concurs a Biancăi a devenit subiectul cel mai fierbinte din competiția prezentă. Băieții își evaluează șansele. Ce gentleman a fost Ștefănuț astăzi, mă, pac, frumos, un trandafir. Ai simțit să faci aia, da? Băi, cum ea, cu ca ea, așa vorbeam pe afară, genul ăsta. Eu am spus de Simona, bă, dacă o să fie bine, că nu trebuie, duc... Nu, mi-a plăcut zi. Eu v-am spus, făcut. Una care e, care îmi place, stai atent. Ați văzut cum e glume pe aici, cum făceam cu oleante să mă împiedic, să cad pe stele, să le iau în brațe, să le pup, să le trag. Nu! Băi, eu aici în casă l-am făcut pentru că eu vă spun sincer, nici am vrut să fac relație ca asta aici. Nu e vorba că îți place mai mult sau că îți place mai puțin. E vorba că crezi că ar putea fi ceva între tine și persoana aia. Dacă îți place, te și vezi. Nu, îmi place, nu, eu mă refer că îmi place ca persoană. Fizic îmi place. Eu am spus de testimonial, am spus. Deodată îmi place că nu știu comportament, nu știu. Stai să o vedem, să vorbim cu ea, să vedem ce îi place și ei, ce vrea și ea, stai să vedem cum o să fie acolo. Când... Acum eu spun la prima vedere că îmi place. Fizic, da. Fizic e exact cum îmi plăcea mie să vină aici în casă fată. Ținând cont de faptul că... Totuși, ai tu 27 de ani și vrei o relație stabilă, nu mai ții cont în totalitate de fizic, că nu mai suntem puștani. Asta zic. Bă, cafea sigur nu e pus niciunei alte fete. Și cafea și am adus și acolo. Și cafea totul, mă? Da, i-am pus cafea, am pus zahărânia, am adus acolo. Așa, și ca în Italia, cu pișcot lângă, cu tot ce trebuie. Bine, m-a ajutat cu pișcotul băiatul, da. Îți place, mă? Da, da, inițiativa mea a fost să-i aduc acolo. Mie îmi place fata asta, dar poate o să fiu, nu o să fiu cu ea. Eu zic dacă nu o să fiu sau nu o să încerc cu unul, nu neapărat cu ea, că cu alte, că mai să fete în casă. Așa. N-aș face o relație în ăștia două săptămâni, aș pleca acasă, n-aș mersa. Că alte fete n-ar mai intra și iar simt că asta degeaba. Aia, la altă parte, ți-o zic și așa, ca la un prieten. Depinde și de tine totul. Păi depinde, mă, eu vreau, de aici încolo chiar o să vreau. Încearcă. Dar în competiție există deocamdată doi băieți singuri. Dăm startul la pariuri, David preia cuvântul. Dacă ne luăm după anumite aspecte, Ștefan pornește cu șansa a doua. Hai să-și cunoaște în prima dată. Pentru ce ai făcut în casă până acum. Da, și să-ți mai zic o chestie. I-a zis o chestie, stai un pic. Mihai e atent foarte mult la detalii, Ștefan e genul care încearcă mai mult. Ce m-a făcut să cred că Ștefan are șanse, Bianca a spus că ea vrea să vadă cei mai buni în oameni. Și dacă nu se ia doar după ce a făcut Ștefan în casă și încearcă să vadă cei mai buni în el, atunci are o șansă. Păi la ceea ce a spus Bianca, ea încearcă să-l descopere atât pe Mihai cât și pe Ștefan.
raportat la relația pe care o are strict ea cu Mihai sau cu Ștefan. Dar un lucru ce am văzut eu, n-am văzut-o entuziasmată și de asta zic că nu e focusată sau fixată pe cineva anume. Pur și simplu, dacă vă place, trebuie să o cuceriți. Da, se vede că nu este. Eu zic că e hotărâtă la cum se vede și e pregătită. Să încerc. Mai mult decât a arătat. Acum depinde de voi. Cred că Ștefan are avantajul că nu are nimic de pierdut. Nu e vorba despre avantaje, David, crede-mă. În situația de față, nu se poate vorbi acum despre avantaje. Acum el știe dacă are o piedică sau nu are piedică din partea elantă. Asta e treaba lui, dacă știe dacă are sau nu are. Că el știe ce simte și în partea elantă și ce simte dacă vrea să mai încerce cu altă persoană. Bă, singurul lucru care poți să-l zici e să nu aibă Mihai reține. Atâta tot. E asta zic. Eu... Pentru că Ștefan nu are reține. E asta zic. Ștefan nu are. Exact. Ei, și acum vin eu și întreb, Mihai are vreo reținere? Nu am nicio reținere, nu? Dar, cum a spus și ea, nu a venit în special să găsească pe cineva. În prima fază a spus că am scris-o cu nata ei să încerce provocarea asta aici și să iasă puțin din stilul de viață monoton. Da, dar cred că Bianca știe foarte bine că emisiunea asta este de despre a cunoaște. Deodată ce sunt aici, exact. Exact. Da, și și-a făcut... și a spus topul, mă rog, preferința. Acum voi știți și tu, Ștefan, și tu, Mihai, voi știți că eu v-am tot spus-o. Cheia este la femeie, dacă ea e cea care alege. Voi o să începeți acum, unii mai insistenți, alții mai puțin, un joc al seducției, al cuceririi. Nu, Ștefan? Da. Ai început deja cu cafeaua, cu... Da, să știi că au fost foarte amuzate fetele când, când au văzut cum ai venit cu tava așa. Ce zice doamna Viorica? Îl recunoașteți pe Ștefan? Nu știați asta, dar nimeni nu cred că îl știa așa. Eu v-am zis că dacă mi-ar place cineva, eu m-a schimbat mult. Și aici în casă. N-ați mai fi... Crezi că ar putea să se schimbe pentru tine? Dacă ar fi ceva să cred fi? Că comportamentul unei persoane variază în baza celui ce își găsește în față. Adică... Acum, după discuția de ieri, nu știu, poate ai avut timp să te gândești, așa, la prima și la prima vedere, de cine ți-a plăcut mai mult? Mai mult? Pot să zic în egală parte, pentru că am avut mod de a vorbi mai mult și cu Ștefan și cu Mihai. De amândoi? Da, caracterial să zic, da, ce, la prima impresie. Și așa, cu un procent măcar mai mult de... Așa, compatibilitate, stil, la prima vedere atât, că lucrurile se pot schimba. Ștefan. Normal. Normal. Mamă, să... Da, s-a roșit. Poți să-ți scoți cravata acum. Care vei, Ștefane? Da. Ce ai spus, Claudia, că n-am auzit? Pușcă cămașa pe el. Ce? S-a umplat mușchi. S-a cămașa, s-a... Felicitări. Ești pe loc întâi. Hai că asta ți-ai dorit. Să treci de pe 2 pe 1. Când a fost pe locul 2? În topul ei. A, pe da, acolo a fost un top făcut... Și? Acum ești pe loc întâi. Wow. Bucură-te. Frumos pe locul întâi. Dar până la a cuceri inima unei femei este un drum lung. Și vezi unde ai cu băta în baltă, cum se spune pe românește. Eu nu. Bună, băieți! Iar nu mi-au răspuns, da. Așa, bună ziua, exact. Da.